Salutare, dragi elevi! Eu mă numesc Vasilache Galina și vă invit la o lecție virtuală de matematică. Subiectul lecției de astăzi este noțiunea de funcție. Astăzi la lecție vom defini o funcție, vom identifica elementele unei funcții, vom reprezenta o funcție în diverse moduri, vom aplica diverse proprietăți la rezolvarea exercițiilor și problemelor. Ce este o funcție? Numere, operații sau o figură geometrică. Funcția este o relație între elementele a două mulțimi, care o putem numi dependență funcțională. De exemplu, dependența între preț și cantitate. La schimbul valutar, valuta și numărul banilor convertiți. La deplasarea mașinii, timpul și distanța parcursă. La administrarea unui tratament. La rețeta de bucate, numărul de porții și numărul de ingrediente. Observați și completați. Avem în imagine trei triunghiuri cu laturile de 2, 3 și 4 cm. Observați legitatea între aceste triunghiuri și numerele de mai jos. Observăm că fiecare latură s-a mulțit cu 3, adică s-a calculat perimetrul. 2 ori 3 este egal cu 6, 3 ori 3 este egal cu 9, iar 4 ori 3 este egal cu 12 cm. Avem un alt exemplu despre culoarea ochilor. În prima mulțime avem mulțimea elevilor. Andrei are culoarea ochilor ca femeii, Ana are culoarea de asemenea a ochilor ca femeii, iar Vlad are culoarea ochilor albaștri. Prima mulțime o vom nota cu X. Ea este mulțimea domeniul de definiție. Iar a doua mulțime o vom nota prin litera Y. Ea este domeniul de valori. Iar legitatea prin care sunt legate aceste mulțimi o vom nota prin litera F. Definiție. Fie X și Y două mulțimi nevide. Corespondența prin care fiecărui element din mulțimea X îi se asociază un singur element din mulțimea Y se numește funcție definită pe mulțimea X cu valori în mulțimea Y sau, pe scurt, funcția de la X la Y. Notația F de la X la Y se citește funcția f definită pe mulțimea X cu valori în mulțimea Y sau funcția F de la X la Y. Elementele unei funcții sunt f o numim funcția, x o numim domeniul de definiție notată prin d de f, iar y numim domeniul de valori notată prin e de f. Fie x aparține mulțimei x și y aparține mulțimei y, x se numește argumentul funcției sau variabila independentă, iar Y se numește valoarea funcției în punctul X. Se notează Y este egal cu F de X și se citește Y este egal cu F de X. Se mai spune Y este funcție de argumentul X. Moduri de definire ale funcției. O funcție o putem defini prin două moduri. Modul sintetic, care reprezintă tabel, diagramă sau grafic, și modul analitic, printr-o formulă. Exemplu, care din următoarele diagrame definește o funcție? Reținem că avem condiția ca fiecărui element din domeniul de definiție să îi se pune în corespondență un singur element din domeniul de valori. Deci, în exemplu 1, definește o funcție pentru că îndeplinește aceste două condiții. În exemplul 2, nu este o funcție, deoarece de la marți avem două asocieri. În exemplul 3, este o funcție. Exemplul 4, nu este o funcție, deoarece lui 8 nu se corespunde niciun element. Exemplul 2. Completați căsuțele libere, apoi numiți elementele funcției f de la minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 la domeniul de
valori nu-l cunoaște, unde f de x este egal cu 5x minus 1. Rezolvare. Vom calcula valoarea funcției pentru aceste puncte. F din minus 2 este egal cu 5, ori minus 2 minus 1 este egal cu minus 11. F din minus 1 este egal cu 5, ori minus 1 minus 1 este egal cu minus 6. F de 0 este egal cu 5 ori 0, minus 1 este egal cu minus 1. F de 1 este egal cu 5 ori 1, minus 1 este egal cu 4. F de 2 este egal cu 5 ori 2, minus 1 este egal cu 9. Și F de 3 este egal cu 5 ori 3, minus 1 este egal cu 14. Deci, domeniul de definiție al acestei funcții este minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, iar domeniul de valori este minus 11, minus 6, minus 1, 4, 9, 14, iar formula funcției este 5x minus 1. Exemplul 3. Area unui pătrat cu latura x centimetri este egală cu a centimetri pătrați. Definiți printr-o formulă dependența lui a de x. Aflați valorile funcției pentru valorile argumentului x aparține lui 1, 2,5, 2 radical din 3. Rezolvare. Știm că area se calculează după formula latura la pătrat. Dacă notăm latura cu x, atunci formula funcției va fi f de x este egal cu x pătrat. Deoarece area, latura sunt mări care aparțin mulțimii numerelor reale nenegative, deci domeniul de definiție va fi f de la r nenegativ la r. Vom calcula valoarea acestei funcții în punctul 1. 1 la pătrat este egal cu 1. În punctul 2,5 avem 2,5 la pătrat este egal cu 6,25. Iar pentru f de 2 radical din 3 vom avea 2 radical din 3 la pătrat este egal cu 12. Următorul exemplu. Fie f de la minus 2, minus 0,5, 0, 1 la r, unde f de x este egal cu 4x plus 3. Completați tabelul de valori al acestei funcții. Deci, vom calcula f de minus 2 este egal cu 4 ori minus 2 plus 3 este egal cu minus 5, f de minus 0,5 este egal cu 4 ori minus 0,5 plus 3 este egal cu 1, f de 0 este egal cu 4 dimulțit cu 0 plus 3 este egal cu 0. F de 1 este egal cu 4 ori 1 plus 3 este egal cu 7. Completăm tabelul de valori și completăm valorile care le-am calculat. Al doilea exercițiu, avem de determinat domeniul de definiție și domeniul de valori. Domeniul de definiție este minus 2, minus 0,5, 0, 1, iar domeniul de valori este notat prin E de F, este minus 5, 1, 3, 7. Condiția numărul 3. Definiți funcția F prin diagramă. În prima diagramă vom scrie elementele din domeniul de definiție, iar în a doua diagramă vom scrie elementele din domeniul de valori și vom efectua corespondența dintre elemente. Exemplul 5. Fie funcția f de la a cu proprietatea modulului a mai mic sau egal decât 2, unde a este un număr întreg, la r, unde f de x este egal cu 2 minus x. Construiți și completați tabelul de valori al funcției f. Deci vom calcula mai întâi domeniul de definiție. Domeniul de definiție este egal cu valorile minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Construim tabelul și calculăm pentru aceste valori. Deci minus 2, f de minus 2 este egal cu 2, minus, minus 2 este egal cu 4, f de minus 1 este egal cu 2, minus, minus 1 este egal cu 3, f de 0 este egal cu 2, minus 0 este egal cu 2, f de 1 este egal cu 2, minus 1 este egal cu 1 și f de 2 este egal cu 2, minus 2 este egal cu 0. Reprezentați
graficul funcției în baza tabelului de valori obținut. Graficul funcției este o mulțime ordonată de puncte. Graficul funcției este egal cu punctele minus 2, minus 4, minus 1, 3, 0, 2, 1, 1, 2, 0. Construim aceste puncte în sistemul de coordonate. Primul avem minus 2, 4, minus 1, 3, 0, 2, 1, 1, 2, 0. Exemplul 7. Fie funcția de la D la R, unde D este domeniul de definiție. Aflați domeniul de definiție dacă A. F de X este egal cu 2,3X minus 8. Domeniul de definiție este egal cu R. Punctul B. F de X este egal cu 7 supra X plus 2. Domeniul de definiție este egal cu R minus minus 2. Știm că numitorul raportului trebuie să fie diferit de 0. Dacă x plus 2 diferit de 0, atunci x diferit de minus 2. Dragile, formulați exemple de dependență funcțională din viața cotidiană, din fizică, din chimie sau din geografie. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes în continuare!